se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler domnului Horia Dan Colibășanu, alpinist. Domnule Horia Colibășanu, una dintre cele mai frumoase imagini este, pentru mine, tricolorul fluturând pe Everest. Acolo, pe acoperișul lumii, într-o dimineață glacială de mai, ați scris istorie pentru și despre România. Performanța dumneavoastră a fost însoțită nu doar de simbolul național, ci și de gândurile foarte multor români care v-au fost alături și v-au încurajat. Așadar, vreau să le transmit felicitări și să le mulțumesc celor care vă sprijină, familiei dumneavoastră, sponsorilor și prietenilor. Peste numai 2 zile sărbătorim Ziua Muntelui. Ne vom aduce aminte de problemele din zonele montane, dar și de potențialul uimitor al acestor locuri. Vă îndemn așadar pe toți să protejăm și să respectăm mediul înconjurător. Mai sunt multe de făcut în educația pentru protejarea naturii. De aceea, domnule Colibășanu, vă încurajez să vă implicați în programele de educație, pentru că tinerele generații au nevoie de puterea exemplului personal. Am fost la fel de mișcat acum 2 ani, când în tabăra de bază am primit un e-mail din partea domnului președinte, căruia vreau să-i mulțumesc pentru această decorație. În acel e-mail eram felicitat pentru ascensiune și echipa rusă din jurul meu a auzit când, fără să-mi dau seama, am spus că mi-a scris președintele și toți au întrebat, cine? Președintele Federației de Alpinism? Și am zis, nu, președintele țării mele. Pentru mine a fost și este o mare onoare și mă motivează să încerc să duc mai departe tot ceea ce am construit până acum. Iar faptul că această onoare venită din partea președintelui țării este dublată de simpatia oamenilor care îmi scriu și văd că apreciază ceea ce fac, mă face să mă gândesc foarte mult la probabil cei mai receptivi dintre noi, cei care sunt și aici de față, tinerii, copiii, care eu am observat că sunt inspirați, sunt mișcați și sunt purtați înainte de aceste idealuri ale alpinismului care pur și simplu trec prin ceea ce se întâmplă în jurul nostru și nu este neapărat pozitiv. Cred că pentru copii merită să sacrificăm lucruri, uneori pentru alpiniști chiar și viața, pentru a-i duce într-o lume mai bună și într-o Românie care să fie așa cum ne dorim cu toții.